Denumirea centrului Craiovei, cea din 2007, de piață socio-umană, a fost dată respectivei zone a băniei de primarul de atunci al localității. La 3 iunie în acel an se inaugura centrul civic din Craiova sub noua înfățișare, loc unde putea fi admirată renumita fântână arteziană muzicală de cam 800.000 de euro. Construcția asemănătoare, dacă sunt menținute în stare de funcționare, ar putea fi admirate și în Cluj, Deva, Arad, Slatina, București și Pitești, cu precizarea că aceasta din urmă reprezintă o copie a uneia dintre fântânile Bellagio din Las Vegas. La vremea inaugurării, cu suficient fasta artezienei muzicale din Craiova, locuitorii capitalei Olteniei păreau mulțumiți de modul cum arată orașul lor. Fântâna muzicală din Craiova, mai ieri una cu particularități ce îi confereau dreptul de a se compara cu altele din lume, a devenit una a cărei existență a început a fi pusă în discuție pentru că arteziana din centrul băniei nu mai funcționează la standardele inițiale și are nevoie de reparații. Acestea sunt scumpe, necesită fonduri europene, ori dacă edilii olteni vor dori să reinaugureze peste ceva ani centrul Craiovei, cine știe dacă locul fântânii în cauză nu va fi luat de un nou edificiu.